Salut, prieten! Bine ați venit la o nouă săptămână la facultate. Azi este luni, e ora 9:30 și începem săptămâna 4 din 10 săptămâni pe care le-am în anul acesta. Și acum o să mă machez, apoi o să mai fac o temă și apoi plec pentru că am cursuri de la 12. Și da. Salut, prieteni! Azi a fost o zi destul de lungă, care a trecut repede, dar am avut cursuri până la 8, am avut numai cursuri de franceză, care au fost interesante până la urmă. Acum trebuie să lucrez puțin la un plan pentru săptămâna asta, pentru că eu fără plan nu funcționez și am multe lucruri de citit, am multe lucruri de făcut, am teme de trimis, teme de făcut, așa că asta o să fac acum. O să-mi planific puțin săptămâna, apoi o să lucrez la tema pentru mâine. Și încerc să mă bag în pat de vreme, cât să mă pot trezi iar de vreme și să mai fac ce trebuie să fac. Sper să mai reușesc să citesc în seara asta din Night Beach, pe care am început-o și îmi place. Dar vorbim despre Night Beach într-un alt vlog. Așa că, da, momentan atât. Azi este miercuri și eu am avut un curs azi dimineață, iar acum sunt acasă, ceea ce e foarte bine, până la 4:30. Mi-am făcut niște oatmeal cu ciocolată, care nu arată prea bine, dar e decent. Și ce o să fac azi? Trebuie să mai citesc din Night Beach. Apoi trebuie să lucrez la practica de cercetare. Apoi va trebui să trebuie să trimit o înregistrare cu mine la un radio și o să pun, dacă o să reușesc să pun cumva Salut, prieteni! Azi este joi. S-a întâmplat, am avut ieri de înregistrat niște chestii pentru un radio. Am de tradus niște lucruri pe care vreau să le traduc mâine sau sâmbătă sau diseară. Oricum, cert e că am făcut în mare parte ce aveam de făcut. Iar azi, acum e ora 10 și am fost la 5 și mi-am luat o cafeluță, ca de obicei. Stai să aduc și cafeluța. Aici cafeluța mea minunată. E ora 10, am cursul de la 12, ceea ce înseamnă că la 11:30 ar trebui să plec. Tot ce vreau să fac acum este să fac curat, să mă achiz și să plec și dacă apuc să citesc ceva, dar dacă nu apuc. Aia. Deci da, facem curat acum. N-am făcut mare chestie decât să merg la seminarul de literatură americană, unde am discutat niște chestii foarte, foarte interesante. Și în rest am mai citit din The Great Gatsby, pe care vreau să-l termin azi, pentru că l-am avut pentru seminar. Și chiar dacă e a doua oară când o citesc, pur și simplu vreau să o am, pentru că e pentru licență și aș vrea să o am foarte recent în minte. Iar apoi, nu cred că o să mai fac mare chestii, probabil o să mă relaxez, pentru că e important să fac asta. Și da, ne vedem săptămâna viitoare, când o să fie un vlog super productiv, pentru că săptămâna viitoare e o săptămână destul de full. Și cam atât, spor la citit.